Jandarmii nu participă doar la acțiuni de restabilire a ordinii publice, ci sunt atenți la toate aspectele comunităților în care intervin. În zona Obârșea-Lotului, de ani buni, familii întregi își petrec vara în corturi alături de copii pentru a culege ciuperci și fructe de pădure. Locuiesc în condiții dure, dar au nevoie de bani câștigați pentru a supraviețui. Plutonierul adjutant șef Constantin Relu Chelcea îi cunoaște bine și a fost impresionat de situația familiilor de ciupercari. Din solda proprie, dar și a jandarmilor din subordine, a reușit să cumpere alimente și hăinuțe pentru cei care trăiesc pe munte. De altfel, nu este prima acțiune de acest fel, motiv pentru care însuși inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarm Vâlcea, colonel Grigore Ceaușescu, l-a felicitat personal. Sunt vă felicit și vă doresc succes în viitor. M-am bucur tare mult pentru acest fapt, pentru inițiativa dumneavoastră. Sunt convins că în continuare vă veți face treaba la fel de bine. Și de asemenea, sunt convins că cetățenii din zonă se bucură în continuare de prezența voastră și profesionalismul vostru în ceea ce privește misiunea pe care o avem de putin. Inițiativa a aparținut domnului Chelcea, m-am bucurat tare mult pentru acest lucru și de asemenea, în inspectorat am făcut un apel că dacă mai există haine care nu mai trebuie, haine vechi sau dacă au plăcerea, cu anumite, să spun, la anumite sărbători, să putem să facem acest lucru în continuare. Acțiunea din acest weekend a fost și determinată de faptul că este sfârșitul sezonului, urmează ca aceștia să plece și tocmai de aceea s-a și făcut. Dar, repet, nu este prima și sper că nici ultima. Acest lucru durează de foarte mult timp. Acțiuni care au fost mediatizate la vremea respectivă. Nu că ar fi trebuit neapărat mediatizat. Pentru că astfel de lucruri se fac cu sufletul și nu trebuie să făcute pentru imagine. Dar eu am considerat că este bine să știe și cetățenii și poate vor mai fi și alte instituții care să facă astfel de acte de caritate. Mi-aduc aminte că mi s-a trimis draftul acestui material, titlul era Se continuă seria actelor de caritate. Și nu am fost de acord cu el, tocmai prin prisma faptului că nu aș fi dorit să se înțeleagă că o fac din obligație. Nu, ele sunt, să spunem, de sine stătătoare, fiecare îl face când vrea și cum poate. Plutonierul și Parșem, chiar ce-am făcut la tine, desfășurând foarte multe activități în zona de responsabilitate, sunt foarte multe persoane nevoiașe care vin pentru recoltarea de fructe de pădure. Am decis să le aducem și lor, să le facem o rată de bucurie și să le oferim haine, mâncare și tot ce putem să-i ajutăm. Înțeleg că dumneavoastră ați strâns personal aceste haine, dumneavoastră ați donat mâncarea din banii dumneavoastră până acum. Da. Da? Da. Este o plăcere și o fac cu drag această treabă. Câte familii au fost ajutate în acest mod, domnule Chelcea? În jur de vreo 20 de familii. Am fost și pe la Gorj, și pe la Argeș, și în zona Videlor Obrășului, unde să strâng, cum am mai spus mai înainte, să strâng poate mulți bulețari. Ce m-a impresionat la aceste familii? Am văzut că sunt și foarte mulți copii printre cei pe care ați ajutat. Da, foarte mulți copii care sunt acolo, s-au născut în zonă și sunt foarte amărâți. Dorm în corturi. Nu au sursă de venit, părinții nu lucrează nicăieri și cu asta vin la începutul sezonului și pleacă prin septembrie după terminarea sezonului. Culeg ciuperci. Da. Fructe de pădure, ciuperci, mânătărci. Spera să vi se alăture în acest demers și alți colegi din inspectorat, acum că s-a aflat despre gestul dumneavoastră? Da, dacă au plăcere. Îi așteptați? Da. Pot să vină cu hăinuțe, cu ce să vină? Da. Cum să vă ajute? Pot să vină cu orice, deja mai avem, o să mai facem, m-am vorbit cu domnul inspector șef și o să mai facem la azil de bătrâni, avem foarte multe haine și o să le dăm. Inspectorul șef Grigore Ceaușescu este convins că exemplul jandarmilor de la Voineasa va fi împărtășit și de colegilor din structurile similare.